Familia Regală a României va oferi de acum înainte anual câte 4 burse pentru studenții români, 2 la București și 2 la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Principesa Margareta. La același eveniment s-a lansat prima gamă de produse românești de ciocolată cu nume Regal. De acum înainte vom găsi în magazine ciocolată cu lapte, Alteța sa Regală Principesa Margareta, ciocolata Măruie, Alteța sa Regală Principele Radu cu 55% cacao, dar și ciocolata Măruie cu 75% cacao, Castelul Peleș. În România, de mai bine de 120 de ani, Casa Regală a încurajat producția națională de ciocolată. Fiecare generație, de la regele Carol I și regina Elizabeth încoace, și-a legat numele de ciocolată românească. A existat chiar o fabrică de ciocolată, Regina Maria, fondată în anul 1919.